Am început cu Psalmul 103, să binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu nostru. De aceea continuăm cu aceeași binecuvântat, cu același gând binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat și astăzi cu binecuvântări duhovnicești, pentru a ne hrăni din darurile Lui. Acum, pentru că suntem în ultimul segment de text din predica de pe munte, sau predica cuvântare de pe munte, cum să zicem, am trebuit să fac o foarte, foarte scurtă recapitulare, pentru că, parcurgând Evanghelia lui Matei, ne întâlnim cu Domnul Iisus, care este sămânța fiul lui David, spune Matei, fiul lui Avram, care este acea sămânță a lui Avram, prin care Dumnezeu a promis că va binecuvânta toate familiile Pământului. Prin el, promisiunea făcută acelui unic fiu al lui David devine un bun al tuturor. Și discutam în pauză despre moștenirea de drept și moștenirea de fapt. Suntem, fiecare om este în posesiunea acestui bun. Pentru că Domnul Iisus a murit pentru toți, pomenea fratele Ionică. Dar, pentru aceasta trebuie să fii învingător. Ce înțelegem noi prin învingător? Noe, de exemplu, a fost printre puțini învingători când a fost în corabie, ca să se salveze. Noi nu putem să fim învingători decât dacă urmăm pe Domnul Iisus, care este Salvatorul nostru. De aia venind de fapt pe Pământ, ca să ne salveze. Victoria și binecuvântarea va fi acelora care vor putea spune Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pentru a putea crede în Iisus Hristos, trebuie să-L urmăm pe El. Și cum ne spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Adică să accepți pe chemarea, așa cum au acceptat apostolii când Domnul Iisus i-a zis veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Apoi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus, să călcăm în urmele Lui, în urmele învățăturilor Lui, să-L vedem cum învață, să-L vedem cum predică, să ajungem și la mormântul Lui gol, să ajungem să primim plecarea și prețul care ne este cerut pentru a intra în lume și a propovădui în lume. Și așa mai departe, toate acestea trebuie să le primim și să mărturisim așa cum Petru mărturisea în Cezarea lui Filip. Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că dacă facem toate aceste lucruri, le pricepem, le înțelegem, le păstrăm numai pentru noi. Și Apostolul Petru are un verset foarte frumos, în 1 Petru 4:10. Ca niște buni ispravnici. Ce trebuie să facem? Ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Frate drag și soră dragă, nu ascundeți darurile. De multe ori și eu aș încerca să mă reschivez și să trec pe lângă, să-i las pe alții. Este foarte important când te mulțumești că merge și așa. Pe noi ne cam caracterizează treaba asta. Merge și așa. Cum o face alții? E bine și așa. Pentru Domnul nu e bine oricum. Pentru Domnul trebuie să... V-am logodit cu gelozie, a spus. Pentru El trebuie să faci totul. Cu jumătăți de măsură, cu sfertul de măsură, cu puțin din măsură, nu merge. Trebuie să dai totul. Numai așa poți deveni copil al lui Dumnezeu, mădular în trupul lui Hristos. Suntem, deci, în Evanghelia după Matei, capitolul 5-7. Din capitolul 8, Domnul Iisus se va pogorî între oameni și vom vedea o suită de
vindecări și ce va face în continuare. Dar de ce este atât de importantă această predică de pe munte? Pentru că Pavel le spune în Timotei că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, să învețe, să mustre, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit pentru orice lucrare bună. Evanghelia de pe munte ne pregătește, predica de pe munte ne pregătește pentru o lucrare bună. S-a vorbit astăzi foarte, foarte des a fost amintită versete din această predică de pe munte, este felul cum îi învăța Domnul Iisus pe oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Suntem de acord cu asta? Da. Dacă suntem de acord, mergem mai departe. Această predică știm cu toții că a început cu cele 8 fericiri. 8 trăsături de caracter ale interiorului, ale inimii. Și ni se spune că dacă voi aveți aceste fericiri, sunteți fericiți. Caracterul creștin ține deci de o relație interioară. De unde începe și împărăția cerurilor? Ce le spune în Luca, citim, ce le spune Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor când întreabă, dar când va veni împărăția lui Dumnezeu? Le spune că împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirilor, nu se va zice, uite aici sau uite acolo, pentru că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și Pavel conchide, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, 14:17 Romani. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cât este de frumos. Deci, vedem ce este împărăția lui Dumnezeu începând de aici și de acum. Pentru cei care vedem noi mai târziu un pic. După ce în această predică Domnul Iisus arată profunzimea caracterului creștin, continuă cu conduita creștină. Caracterul determină conduita, pentru că nu poate să facă un spin fructe roditoare sau fructe bune de mâncat. Caracterul și conduita nu reprezintă două realități distincte. Întotdeauna ceea ce suntem determină ceea ce facem. După cum natura omului determină natura rodului. Între aceste două, conduită și caracter, Domnul Iisus interpune o atenționare serioasă. Este vorba de sarea pământului și de lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Dar sarea poate să-și piardă gustul de a săra. Spuneți-mi cum își poate pierde sarea gustul de a săra. Amestecându-ne cu stricăciunea lumii acesteia. Precum și lumina își poate pierde, lumina sunt numai mincinos dacă o pui sub ochroc. Asta nu înseamnă că să ne izolăm nici de cum. Din contră, trebuie să ținem contactul cu oamenii din lume, să-i atragem, să le arătăm lumina, ceea ce și încercăm să facem. Mi-aduc aminte despre un om de litere, destul de mare printre oamenii de litere ai zilelor noastre, care el a afirmat la bătrânețe, toată viața l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit. Dar dacă l-aș fi găsit, n-aș fi venit la el cu rugăciunile și cu rugămințile mele mici, pentru că într-un univers infinit are el destul de lucru. Din contră, trebuie să venim la Domnul cu toate rugăciunile noastre. Pentru că, dacă ne uităm bine, din 7,5, spun unele statistici, dar nu s-a ajuns până acolo, din peste 7 de miliarde de oameni cât populează la ora actuală Terra, să ne gândim numai cam câți îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. De 5 miliarde suntem siguri că nu îl caută. 2 miliarde se numesc creștini. Dar ci dintre aceștia câți îl caută cu adevărat pe Dumnezeu? Nu știm. Dar Domnul știe mai bine.
Strâmtă este poarta. Strâmtă este poarta, da. Și puțini sunt cei care o găsesc. Ajungem și acolo imediat. Mi-a plăcut foarte mult cum a prelucrat fratele Ionică versetul din 7:6. Nu dați lucrurile sfinte la câini și nici mărgăritarele voastre nu le aruncați porcilor, că s-ar putea să le frenu de picioare, să se întoarcă și să vă rupă. Aș vrea să vă întreb numai atât, la ce mărgăritare se gândea Domnul Iisus când a spus aceste lucruri? De altfel, un vocabular destul de dur. Nu suntem obișnuiți ca cu Domnul Iisus să vorbească în felul acesta. Pentru că nici Pavel, Petru, nu o pomenește numai că se întâmplă ca în zicala aceea. Că, așa. Domnul Iisus folosește chiar așa cuvintele. Oare la ce se gândea cu acest vocabular atât de dur? Un lucru este sigur. Milostenia. Voi când faceți milostenie, voi așa să faceți. Voi când vă rugați, să nu vă rugați ca și cărturare și farisei, voi așa să faceți. Voi când postiți, să nu vă schimonosiți fața, voi așa să faceți, voi așa să postiți. Apoi urmează cu paiul și bârna din ochiul vecinului și așa mai departe. Ei bine, toate acestea sunt mărgăritare în ochii Domnului. Un proverb spune că nu poți să duci banii cu tine în mormânt. E normal că nu poți să-i duci. Dar poți să-i trimiți înainte acolo. Acum cineva s-ar întreba, cum poți să-mi trimit în cer banii? Poți investi pentru veșnicie. Mulțumesc, Caterinian. Poți investi pentru veșnicie. Vă întreb eu, la ce foloseau acele comori incomensurabile care se puneau în mormintele faraonilor? Au servit, într-adevăr, pentru căutătorii și hoții de morminte, dar în rest, absolut la nimic. Deci dacă... Ce înseamnă că poți trimite banii înăuntru? Poți trimite mărgăritarele tale înainte. Ori toate aceste activități erau considerate mărgăritare. Ce făceau fariseii și cărturarii și oamenii legii? În spatele acestor milostenii care le făceau ei și tot ce făceau, se ascundea o viață neplăcută, care nu era pe placul lui Dumnezeu, ba mai mult, în învățăturile lor, schilodeau cuvântul și își căutau o neprihănire fariseică. Da. Văd că am rău de aici, că îmi dă lucrurile astea. Unde cazuri, dacă vedem în Scripturi, unde discuții ce deputa Domnul Iisus cu preoții cei mai de seamă și cu fariseii cărturari, o folosește de vorbe foarte vulgare în aparență. Exact. Nu e mult o vindecată în lor, dar când avem dată de o certuri și de o alimentare și a lor, ajunge la un semn să vedem ce se întâmplă. Să simt că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul răspunde în neamul următor, zice, când mi-am vitrian și preacul mari cere un semn de la mine. Dar nu îi se va da al semn decât semnul prorocului Ioma. Amin. Și apoi știți ce duce în continuare. Deci, cunoscesc față de conducător, cunoscesc unde termine dure. Exact. Dar de popor, față de popor, cum pătimea, gândește-te. Față de conducători, pentru că ei erau cei care luau deciziile. Și după ei mergea gloata. Să ne amintim cei care împrăștiau, își puneau hainele pe jos și aruncau cu ramuri de finic. Ce s-a întâmplat după doar câteva zile? La moarte. La moarte cu el. Erau aceiași oameni. Pentru că influența celor mari, ei și-au infiltrat oamenii care să influențeze, exact așa ca și cum învățam pe vremuri la școală, când... Zice, acolo e confugul prea asta. Da. Bună pe cheia cunoștinței. Absolut. Nu intrați, dar și cei ce vreau să intri, ați împiedicat să intri. Amin. De ce face Domnul Iisus această constatare? Pentru că citim în 5:17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile.
Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, cine strica aceste porunci? Conducătorii. Tocmai conducătorii. Și va învăța pe oamenii așa, ne dă și răspunsul. Deci ele stricau și învățau pe oamenii așa, omul de rând n-avea de unde să, cum și astăzi. Ce spune Domnul Părinte? Eu mai mult nu fac. Nu abat de la ce spune Domnul. Așa? Și va învăța, va fi chemat cel mai mic în Împărăția Cerului, dar oricine va, așadar, oricine le va păzi și, va, și le învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în Împărăția Cerurilor. Și acum apare concluzia. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Am observat. Deci, versetul acesta cu câinii și cu porcii a dat foarte mult de furcă și nici eu nu l-am înțeles. Până m-am aplicat așa mai cu deamănunt, să studiem mai cu deamănuntul. Deci, și astăzi se întâmplă același lucru. Pentru că astăzi Domnul Iisus avea de luptat cu cărturarii, farisei, învățătorii lege, privitor la, la lege. Astăzi, cu ce trebuie să se... Adică, astăzi, care este lupta? Astăzi, lupta se dă în diferite religii bazate pe diversitatea doctrinară. Fiecare cu doctrina lui. Și eu de aici nu mă bag. V-am mai povestit că... Ai vrut să zici ceva? Am vrut să amintesc numai că Domnul Iisus specifică cine va strica una din cele mai mici porunci. Dar când e vorba de cele mari, care este cea mai mare poruncă din lege? Deci acolo când se strică, nu va fi nici măcar mic în Împărăția Cerurilor. Amin. Vorbește de lucrurile mărunte care se pot strica din cauza imperfecțiunii. Dar mai vorbește că cine va păzi cele mai mici în aceste porunci va fi mare. Mulțumesc, frate. Ce bine că intervenim și mai învățăm. Deci va fi mare dacă va păzi poruncile mici. Dacă e vorba de încălcarea poruncii mari, acolo este... Nu este promisiune. Este promisiune. Da. Mergem mai departe un pic. Șapte cu șapte. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Aici se intersectează un pic ce-a vorbit fratele Ionică cu ceea ce am pregătit eu, pentru că noi nu ne-am înțeles de unde se vorbim, dar nu contează. Ce înseamnă a citi și a nu repeta, frate Petre, că ne-am spus de mai multe ori. Înseamnă asemăna și a nu se cera. Deci, chiar dacă repetăm unele lucruri, niciodată nu îi putea zice, oh, cum mi-am vorbit și asta despre lucruri care le știu. Vei mai găsi o nuanță, cum am găsit, de exemplu, acum, în poruncile mici. Cadetanule, vreau să mai adaug mai cu o poruncică lângă poruncițele și le spui tu în bază. Apostolul Petru zice, în amândouă epistolele caut să vă spun acele lucruri ca să vă țin mintea trează prin înștiințări. Amin. Deci să ne țină mintea trează prin înștiințări. Minunat. Nouă nu ne este greu să vă spunem același lucru și vă este de folos, tot el spune. Mulțumesc. Deci, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul să o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Acum, începem să gândim ca un felul următor. Ca să ceri
ceva, trebuie să recunoști că nu ai. Un cerșetor plin de bani nu va veni, deși se pasă în cazul de astea, nu va veni să-ți ceară la poartă ceva. Ca să cauți, trebuie să recunoști că nu ai găsit. De multe ori vezi un vânător care zice că merge să caute și el ce nu a pierdut niciodată. Aici este vorba de adevăr. Ca să bați, trebuie să recunoști că ești în afara ușii, în afara porții, în afara unui lucru unde vrei să intri. Care este cel mai mare obstacol pe care îl întâmpinăm noi? În ce privește smerenia, este gândul că, da, dacă Dumnezeu nu îmi primește cerințele mele. Și atunci, tocmai aceasta vrea să elimine din mintea noastră Domnul Iisus, când ne spune, arătând că, deși răi fiind, știm să dăm lucruri bune copiilor noștri, cu cât mai mult Tatăl nostru care este în ceruri ne va da ceea ce îi cerem. Acum depinde și ce ne permitem să-i cerem. Și s-a amintit că dacă cerem ceva după voia Lui, vom primi negreșit. Dacă cerem după voia Lui, vom primi negreșit și Iacov ne spune clar. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, ori primul și în primul rând. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Pentru înțelepciune. Când ai înțelepciune, poți să distingi. Aia care vine de sus. Bineînțeles că aia care vine de sus. Deci s-o ceară și Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără păstrare. Da. Și ea îi va fi dată. Dar cum? Da, să nu se îndoiască. Deci există o clauză. Cerem înțelepciunea cu credință și nu te îndoi. Pentru că altfel, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul tulburat, împins de vânt încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Suntem doi care mergem pe același drum. Și fiecare ne rugăm pentru înțelepciune. Și la un moment dat vecinul de lângă mine vede că eu am primit și el nu. Sau invers. Și zici, oh, e Dumnezeu nedrept. Este Dumnezeu nedrept? Nu. Nici de cum. Vina este la tine. Unul s-a rugat ca și cum ar fi primit. Exact. Și celălalt? Pentru că oricine poate să zici, da, Doamne, înțelepciune, că doar tu ai promis, că o dai cu toată, cu mână largă. Da, dar ai credință? Îndoială? N-ai credință și ai îndoială, nu o vei primi, pentru că acest om nu poate să primească. Nu ne vom adresa oamenilor sprijinindu-ne pe părerile lor îndoielnice sau pe speculațiile celor mici sau celor mulți, cum fac unii, ne amintim noi despre ce este vorba. Am amintit înainte că, cum pomenea, cum spunea Apostolul Pavel, că El ne pregătește pentru orice lucrare bună. Deci să ne încredem, deci, numai în Cuvântul lui Dumnezeu, ca singurul izvor al adevărului și care ne va da înțelesul adevărat al mărturiilor sale cu privire la orice lucru. De-a lungul predicii de pe munte, Domnul Iisus arată caracterul Tatălui. El face să răsară soarele Său peste cei buni și peste cei răi, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Mi-aduc aminte că lucram în pădure pe vremuri și unul din satul vecin, din Șurdești, a zis către taică-miu, băi Alexandru, pământurile noastre sunt lângă la altă. Vorbirea populară. Atunci când voi vedea că pe pământul tău plouă și pe al meu nu plouă, o să mă pocăiesc și eu ca și tine. Deci vedeți ce gândire atribuia El face separare între om și om. De aceea Biblia ne spune că El dă ploaie și peste cei răi, și peste cei nedrepți. Oare nu sunteți voi mai de preț decât păsările pe care El le hrănește fără ca ele să sapă și fără ca ele să culeagă? Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu hainele pe câmp,
care astăzi este și mâine va pieri, nu vă va îmbrăca el și nu vă va hrăni el mai bine pe voi? De aceea Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Nici de cum nu putem accepta gândirea unor oameni că Dumnezeu are atât de mult de lucru încât are El timp să se ocupe și de mine. El are, pentru că vom vedea în curând că El este peste tot și peste toate. Da. Mergem mai departe și vedem că în versetul 13 și 14 intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Deci sunt două căi, nu? Așa citim. Așa am citit aici. Intrarea pe poartă se face cerând, căutând și bătând. Cu alte cuvinte, recunoscându-te că ești sărac. Și prima fericire, ferice de cei săraci în Duh. Care, pe urmă, toate trăsăturile sunt cuprinse, converg spre această fericire. Dacă ești sărac în Duh, vei cere, vei bate și așa. Vei căuta. Vei căuta. Vei cere, vei bate și vei căuta. Umblarea pe care se face împlinind legea, deci ascultând de cuvântul lui Dumnezeu și trăindu-l în viața ta de zi cu zi, făcând altora ceea ce ai vrea să ți se facă ție. Aici ar fi mai multe de povestit cu a face altora ceea ce ai vrea să ți se facă ție, dar mă întreb eu de multe ori pe mine, nu am absolut nimic, oare fac eu vecinului, prietenului ceva ce aș vrea să mi se facă? Sau cam aștept și o să mi se facă numai și când se fac eu? Aceasta este calea îngustă despre care ne vorbește Domnul Iisus. Dar mai găsim o cale. Și acum, de data aceasta, vreau să o lămurim cu toții despre ce este vorba. Este calea lată, calea îngustă și Isaia ne spune despre o altă cale. O știți cu toții, nu? Da. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, nici o fiară sălbatică, nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încuruna capul, veselia și bucuria îi va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Îmi permit să vă întreb, s-a întâmplat această prorocie? Asta cale încă nu e începută. Deci e a treia cale asta. A treia cale. Calea lată, calea îngustă, să știe de tăția creștinătatea, dar de calea asta a treia nu se știe decât poate de către puțin. Am o singură nedumerire. Am o singură nedumerire, frate Petrică. La calea lată, o știm cu toții, se spune calea lată unde merg cei 6 miliarde de oameni. Toți merg pe calea lată. Cu aproximație. Calea îngustă, Domnul Iisus ne spune că datorită îngustimii ei, mulți preferă să meargă pe calea lată spre nimicire. Dar cum de îi spune Isaia la această cale, calea cea sfântă? Aici am eu o mică nedumerire. Aș vrea să intervin un pic. Chiar te rog. Aș vrea numai să vă gândiți la o imagine pe care frații noștri o folosesc cu piramida și cu interior. Este acolo o intrare la mijlocul piramidei și accesul este unul în jos și unul în sus.
Cea care merge în sus începe cu un loc foarte strâmt și apoi se deschide foarte înalt. Și aceea ajunge undeva în camera regelui. Despre aceasta am putea veni ca ilustrație să ne gândim că cei sfinți, sfinții Domnului, sunt cei sfințiți de sângele lui Iisus, au mers pe calea îngustă, care este o cale înaltă, și ajung în împărăția cea sfântă a lui Dumnezeu. Acolo unde vor vedea, zice Domnul Iisus, Apostolul Pavel, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta, vom fi ca El. Despre El știm că a murit în trup și a înviat în duh. Apostolul Ioan. Fără să combat căstricăi, eu vreau să vă spun că sunt tot două. Tot două. Bun. Gândiți-vă și cu asta am terminat. Calea cea îngustă este cea pe care o puțin o găsesc acum, da, și care va fi înaltă datorită aceluiași legământ de har, nu prin fapte, va fi găsită și de ceilalți care în împărăția pământească a lui Hristos vor umbla pe calea curățeniei, sfințeniei. Amin. Mulțumesc, frate Ionica. Da? Mai avem un pic de vreme? Cam puțin. Aș vrea să mai zic ceva numai, dar... Deci, este vorba despre această cale îngustă care duce la viață. Dar oare despre ce viață este vorba? Despre viață veșnică. Despre viață veșnică, viața inerentă, viața veșnică. Pentru că acum, dacă vine cineva și întreabă, păi tu ce spui de calea care duce la viață? Dar nu am eu viață. Nu sunt eu în viață. Să ne punem întrebarea, adică noi întrebarea, eu dată și cu asta voi termina, ce este viața? În fond și la urmă, ce este viața? Științific, viața este o formă superioară de mișcare a materiei. Apare pe o anumită treaptă a dezvoltării acesteia și care reprezintă o sinteză a proceselor fizice, chimice, biologice, mecanice care apar în organism. Aceasta este viața conform științei. Conform Bibliei, sursa vieții este Dumnezeu. Ființa divină este marea fântână a întregii vieți din care se aprovizionează toate celelalte izvoare. Suntem de acord cu asta. Da. Putem să nu fim, pentru că așa, altfel, tot ce este viu decurge din el și depinde de el pentru viață. Toată viața, fie la Dumnezeu, fie la celelalte creaturi ale sale, este aceeași. Și este un principiu energizant, nu este o substanță. Este o energie. O energie. Fundamentală, de asta exact. Energie. Încă un pic despre cât de mare și cât de minunat este Dumnezeu, după care voi termina. La Dumnezeu, viața este un principiu inerent. Nu aparține de ceva. Numai în natura divină există viață independentă, nelimitată, inepuizabilă, veșnic, continuă și care nu este nici produsă, nici controlată de împrejurări. Singurul care are nemurirea. Singurul care are nemurirea. Deci nici o împrejurare n-a lucrat pentru aceasta. Așa? Dumnezeu este superior legilor fizice pe care El le-a rânduit. Dacă n-ar fi fost El, n-ar fi existat nici planetele și nici întregul cosmos. El le-a rânduit pentru întreținerea creaturilor sale. Biblia ne arată că Dumnezeu, cel viu, nu este material sau temporal, ci este esență, este Duh. El este Cel ce a creat universul material și timpul fizic. Dumnezeu este veșnic. Ceea ce înțelegem prin veșnicie este o stare atemporală, care nu este legată de niște condiții fizice oarecare, istorice, date. Dumnezeu care este Duh, veșnic, atemporal, supradimensional, omniscient, adică Cel care știe totul, așa, și infinit de inteligent, a existat din totdeauna. Pentru
Pentru că nu poți să zici cum auzi de multe ori discutând oamenii cu un plecat, ce-a fost înainte ouul sau găina, ce-a fost înainte tatăl sau fiul sau așa ceva. Nu. Pentru Marele nostru Creator nu există un înainte. El a existat dintotdeauna. Aceasta înseamnă că lui totul este cunoscut, fără nicio excepție. El cunoaște fiecare moleculă din corpul nostru, din soare, din Andromeda, dacă vreți, din Calea Lactee și așa mai departe. Și niciun eveniment din întregul univers nu îl poate lua pe nepregătite. Pentru care să nu aibă o soluție. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru, cât de mare este El, ne spune Solomon. În 1 Regi, 8 cu 27, parcă. Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde de tine. Vei putea tu locui într-o casă care ți-am făcut-o eu? Apoi Biblia ne spune că această natură, da? Deci Dumnezeul nostru căruia ne închinăm, trebuie să ne închinăm în Duh și în adevăr. Biblia ne spune că după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Știm asta, am citit asta, nu? Și credem asta, nu? Deci, această natură pe care a primit-o Fiul este promisă și celor care le vor merge pe calea îngustă, adică nouă. Mulțumim Tatălui și Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl ne-a chemat, iar noi, prin Domnul Iisus Hristos, ajungem pe calea care duce la viață. Domnul să ne ajute pentru aceasta. Amin. Amin. Lumii va fi Domnul al nostru.
Va conduce la rugăciune, fratele Radi. Tată Ceresc, Iehova Domnoroștirilor, înaintea Sfinției Tale, Doamne, ne plecăm ființa noastră din nou și îți mulțumim, Doamne, că ne-am revenit cu întreaga zi minunată la firul vieții noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru fricul aceste minunate pe trecute înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvintele minunate, lăsătoare de viață cu care ne-ai dăruit în ziua de astăzi, Doamne. Îți mulțumim că ce-ai fost cu noi, Doamne, și ne-ai călăuzit. Îți mulțumim pentru bunătatea și dragostea Ta care s-a ales față de noi în fiecare zi. Rugăm-o, Doamne, Tatăl Ceresc, la plecare din locul acesta, tot să ne binecuvânteze, Doamne, viața noastră. Și să ne ajută, Doamne, ca clipă de clipă să cugetăm mai mult la legea și poruncile Tale, Doamne. Ajută-ne, Doamne, prin viața noastră, prin comportamentul nostru, Doamne, să dăm dovadă că suntem copii ai Tău, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să strângem cuvântul Tău în inima noastră, ca să nu păcătuim împotriva Ta. Binecuvintează-te, rog, familiile noastre. Binecuvintează-te, rugăm, Doamne, față de pretutindeni, Doamne. Te rog să ai în vedere și pe cei care sunt slabi și neputincioși, Doamne, și nu pot veni în locul acesta. Te rog ca Tu să le poți de grijă, Doamne, și să întărești acolo unde se găsesc. Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Fiului Tău prea iubit, pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru tot ce ai făcut, vei face, te străviște, te rugăm acum și în vece veci. Amin.